Partidul Național Liberal vrea cu orice preț să facă alegeri în vârful pandemiei pentru a descuraja probabil prezența la vot a categoriilor mai vulnerabile față de coronavirus. Răspunsul alegătorilor este unul usturător pentru PNL. Aceștia doresc amânarea alegerilor parlamentare, întrucât tot PNL impune tot felul de restricții, spunând că pandemia este foarte gravă. Prin amânarea alegerilor, cetățenii vor doar să se protejeze. Există o contradicție logică în ceea ce PNL arată. Pe de o altă parte, spun că pandemia este foarte gravă și că trebuie introduse tot felul de restricții, dar pe de altă parte insistă că vor alegeri cu orice preț. În martie, de exemplu, la doar câteva sute de cazuri înregistrate pe zi, s-a emis decretul privind starea de urgență. Acum, când ne apropiem de 5.000 de cazuri pe zi, starea de urgență nu mai este necesară. În acest caz, cetățenii doresc amânarea alegerilor parlamentare. Amânate fără niciun fel de problemă. Dar n-ai cu cine să discuți. Noi n-avem cu cine să discutăm. Marginalizat PSD-ul ca partid de opoziție și ce vrea domnul președinte, aia să face până jos. Să nu credeți că parlamentare, că ne neparlamentare, ce zice el sub ele toată lumea. Asta e dictatura. Cinstit. Asta este. Asta înțelegem noi. Ne-am întors deja de când a luat acest președinte, ne-am întors cu 30 de ani pe vremea lui Ceaușescu. Parlamentare, da, da. Păi, cu alegerile locale ce-am făcut? -am da, -am. Da, da. Dumneavoastră, tot la fel. Consider că trebuie amânate. Da. Nu au luat măsuri coerente pentru a stăvili pandemia, nu au testat corespunzător, nu au pregătit sistemul medical și nici sistemul educațional. Toți ce au făcut, toate resursele disponibile, le-au alocat doar pregătirii alegerilor. Pandemia de COVID-19 descurajează prezența la vot a categoriilor mai vulnerabile față de coronavirus. Guvernul PNL afirmă că situația este foarte gravă și că trebuie introduse tot felul de restricții, însă se vor alegeri cu orice preț. În scurt timp se va vedea faptul că PNL pune în aplicare planul de a bloca orice încercare de amânare a alegerilor și de a organiza alegerile în vârful pandemiei, mizând pe intimidarea alegătorilor care vor să voteze împotriva lor. Dar alegătorii nu pot fi intimidați. Unii cetățeni doresc să meargă la vot în data de 6 decembrie, știind bine că este mult mai riscant să rămână cu PNL la putere încă 4 ani, decât să vină la vot să-și exercite dreptul democratic. Considerați că alegerile parlamentare are ar trebui amânate? După părerea mea, nu. Guvern, care dorește, bineînțeles, foarte repede, crezând că va câștiga voturile. Dar nu sunt capabili de nimic, abar n-au să guverneze. De trei luni de zile n-au dat nici indemnizațiile de însoțitor. Dar, în schimb, au umplut cutiile poștale de pe la scările blocurilor cu Pliante. pliante în care spun că îmbunătățesc calitatea vieții. Cum îmbunătățesc calitatea vieții? Oare nimeni nu are ce să-i facă la acest guvern și la acest idiot de Ludovic Orban și Florin Cîțu? Nimeni nu are ce să le facă. PNL vrea alegeri cu orice preț în vârful pandemiei pentru a descuraja prezența la vot a categoriilor vulnerabile față de coronavirus. Este clar că Ludovic Orban pune interesul partidului mai presus de interesul cetățenilor și interesele electorale mai presus de interesele națiunii.